domnilor, dacă ar fi să rezum ceea ce astăzi s-a enunțat aici, aș putea o face cu trei cuvinte. Curaj, istorie și memorie. Pentru că este vorba de curajul aproape nebun al unor oameni de a schimba istoria și acest lucru lasă urme adânci și după trei sferturi de veac. În ceea ce înseamnă istoria, avem reuniți pe acești pereți minunați ai Teatrului Național niște crâmpeie de realitatea românească, care niciodată nu au fost asamblate în acest fel. Iar în ceea ce înseamnă memoria, trebuie și generația mea și generațiile mai tinere decât mine să-și amintească mereu că istoria începe cu ei. Și acesta este motivul pentru care noi am strâns un număr de obiecte care fac parte din istoria, din imaginarul și din curajul acestui neam. Aveți pe aceste trepte crâmpeie niciodată văzute de la Mineriade. În stânga aveți niște poze minunate și veți putea lua o carte despre piața Universității și veți putea vedea o mică parte din acele mulțimi despre care s-a vorbit. În dreapta palvolă aveți imaginele din 1945 și la nivelul majorității audienței aveți Revoluția Română, imagini și imagini de la protestele din prezent în partea aceea a sălii. Este prima dată când cinci entități, e vorba de Fundația Academia Civică, e vorba de Fundația Hans Zeidel, Fundația Corneliu Cobosu, Asociația Ține de Noi și Centrul Rațiu pentru Democrație își dau mâna împreună cu Teatrul Național din București pentru a vă aduce ceea ce vedeți aici. O parte din obiectele pe care le vedeți aici provin din colecția regretatului Ion Rațiu, o parte dintre ele au chiar scrisul lui pe spate, și mă bucur să salut prezența lui Andrei Rațiu aici, fiul cel mare al lui Ion Rațiu. Familia a ținut la aceste fotografii, le-a prețuit și după ani și ani de zile am reușit să le redescoperim și să le punem împreună cu celelalte piese de puzzle care construiesc această realitate pe care noi am încercat să vă descriem. Sunt foarte mulți cărora le-aș datora un mulțumesc. Ca să nu-i nedreptățesc pe niciunul, nu o să menționez o lungă listă exhaustivă. V-aș spune doar atât. Această expoziție nu ar fi fost posibilă fără dăruirea unor tineri voluntari, fără dăruirea unor artiști fotografi și fără imaginația și munca extraordinară a unor oameni din fundațiile pe care vi le-am amintit. Este o onoare pentru noi de la Asociația Ține de Noi să vă declarăm deschis această expoziție și să vă invităm să vă plimbați puțin în acest univers, în acest crâmpei din imaginarul românesc. Ultimul lucru pe care l-aș spune este că mă bucur și sunt foarte mulțumit că la această expoziție văd nu doar generația anilor 90, protestatarii cărora le datorăm atât de multe, dar am văzut și câțiva tineri reprezentanți ai protestatarilor de acum. Și aceste generații împreună, cred că vor putea deveni temelia unei alte Românii, sau cel puțin, ca să citesc pe un președinte francez, a unei anumite idei despre români. Mulțumesc frumos!